Deci am aici un sistem de acces cu card. Două secunde, în aur de așa, două sunt memorate în EEPROM. Aici, punem, îl recunoaște. Un cardul ăsta va șterge tot ce e în EEPROM. Și acum să punem din ăștia care erau grupe, mi arată că a memorat. Ia pune mâna. Ok, acum așteptăm. Până pulpul ăsta. Asta înseamnă că iese din programare. Și am pus cablele de au fost înainte. Acum începem să punem din cele noi. Asta n-a fost numărată. Asta. Deci merg celelalte. Nu reset. Și cum asta. Ok. Asta. Ok. Asta nu recunoaște. E din setul de aici. Știe. Ăștia iar nu sunt memorate acum. Așa asta. Facem atât. Punem cartela de scriere, care va șterge întâi tot ce e în memorie, și memorăm pe ăștia 3. Tabul verde, l-am memorat. Memorăm una. Și atât. Lăsăm să iasă din starea de programare. Recunoaște. Nu recunoaște. Recunoaște. Nu recunoaște. 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 Recunoaște.